Calea cea mai scurtă către celebritate a lui Dale Carnegie din perspectiva lui Lowell Thomas. Era o noapte rece de ianuarie a anului 1935, însă vremea nu îi putea opri. 2500 de bărbați și de femei s-au înghesuit în sala de bal a hotelului Pennsylvania din New York. Fiecare loc disponibil a fost ocupat până la ora 7 și jumătate. La ora 8, mulțimea nerăbdătoare încă intra în încăpere. Balconul spațios s-a umplut până la refuz. La un moment dat, chiar și locurile în picioare se găseau cu greu, iar sute de oameni, obosiți după o zi de muncă, au stat în picioare timp de o oră și jumătate în acea noapte pentru a fi martori la ce o prezentare de modă, o cursă cu bicicleta de 6 zile sau o apariție personală a lui Clark Gable. Nu, acești oameni fuseseră atrași acolo de o reclamă din ziar. Cu 2 seri în urmă, atenția le-a fost atrasă de acest anunț tipărit pe o pagină întreagă în publicația Sun din New York. Învață să comunici eficient. Pregătește-te să fii lider. Teme vechi? Da, dar fie crezi, fie nu, în cel mai sofisticat oraș de pe pământ, în timpul unei crize economice cu o rată a șomajului de 20%, 2500 de oameni au ieșit din case și s-au grăbit la hotel ca răspuns la acel anunț publicitar. Cei care veniseră proveneau din potra economică superioară, directori executivi, angajați și profesioniști. Veniseră să participe la deschiderea unui curs ultramodern, extrem de practic, despre discursul eficient și influențarea oamenilor în afaceri, oferit de Dale Carnegie Institute of Effective Speaking and Human Relations. De ce se aflau ei acolo acești 2500 de oameni? Datorită unei dorințe subite pentru mai multă educație condiționată de depresia economică? Aparent nu, pentru că același curs fusese prezentat în săli pline din New York City în fiecare din ultimii 23 de ani. În acel interval, mai mult de 15.000 de profesioniști și oameni de afaceri fuseseră instruiți de Dale Carnegie. Chiar și organizațiile și firmele de mari dimensiuni, sceptice, conservatoare, precum Westinghouse Electric Company, McGraw-Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, Brooklyn Chamber of Commerce, American Institute of Electrical Engineers și New York Telephone Company au derulat aceste cursuri în cadrul propriilor birouri, în beneficiul membrilor și directorilor lor. Faptul că acești oameni, la 10 sau 20 de ani după ce au terminat școala primară, liceul sau facultatea, vin și urmează acest curs de instruire, e un comentariu elocvent referitor la deficiențele sistemului nostru educațional. Ce doresc adulții să studieze cu adevărat? Aceasta e o întrebare importantă, iar pentru a răspunde la ea, Universitatea din Chicago, American Association for Adult Education și United YMCA Schools au efectuat un sondaj pe o perioadă de 2 ani. Sondajul a dezvăluit că interesul de bază al adulților e sănătatea. A mai dezvăluit că interesul lor secundar e dezvoltarea deprinderilor din sfera relațiilor umane. Ei doresc să învețe tehnicile relațiilor armonioase și ale influențării altor persoane. Ei nu vor să devină oratori publici și nu doresc să asculte discursuri răsunătoare despre psihologie, ci doresc sugestii pe care le pot aplica imediat în afaceri, în contactele sociale și în familie. Deci asta era ceea ce doreau adulții să învețe, nu-i așa? În regulă, au spus persoanele care au realizat studiul. Bine, dacă asta e ceea ce doresc, asta le vom oferi. Căutând un manual în acest domeniu, au descoperit că nu fusese scris niciodată unul care să ajute oamenii să-și rezolve problemele apărute în relațiile umane. Aceasta era o problemă serioasă. Vreme de sute de ani, fusese scrise volume savante despre greci și latini, sau matematicile superioare, subiecte pe care adultul mediu nu dă două parale. Însă tocmai despre acel subiect față de care el manifesta o sete de cunoaștere, o dorință veritabilă de a găsi îndrumare și ajutor, nimic. Această realitate a explicat prezența 2500 de adulți motivați și înghesuiți în marea sală de bal a hotelului Pennsylvania, ca răspuns la o reclamă din ziar. Aici, din câte se pare, au aflat în sfârșit lucrul pe care îl căutaseră vreme îndelungată.
În liceu și în facultate, ei se aplecaseră asupra cărților, crezând că doar cunoașterea în sine reprezenta calea către succesele financiare și profesionale. Însă câțiva ani petrecuți în învălmășeala vieții profesionale și de afaceri i-au dezamăgit crunt. Ei au văzut cum unele dintre cele mai importante succese au fost obținute de oameni care posedau, în plus față de cunoștințele lor tehnice, abilitatea de a vorbi elocvent, de a-i atrage pe alții de partea modului lor de gândire, de a se vinde pe sine și de a-și vinde ideile. Au descoperit curând că dacă cineva aspira să poarte bereta de capitan și să navigheze pe corabia afacerilor, personalitatea și abilitatea de a vorbi sunt mai importante decât stăpânirea conjugărilor verbale din limba latină sau o diplomă de la Harvard. Anunțul din New York Sun promitea ca întâlnirea să fie extrem de antrenantă. A fost. 18 oameni care urmaseră cursul au fost invitați în fața microfonului și 15 dintre ei au primit exact 75 de secunde pentru a-și spune povestea. Doar 75 de secunde pentru a vorbi, după care, bang, se auzea ciocănelul, iar președintele jurului striga: timpul a expirat, următorul vorbitor. Discursurile s-au desfășurat cu repeziciunea unei turme de bivoli care alargă tropăind pe câmpie. Spectatorii au stat timp de o oră și jumătate să privească spectacolul. Invitații care au vorbit proveneau din toate sectoarele vieții. Câțiva agenți de vânzări, directorul unui lanț de magazine, un brutar, președintele unei asociații comerciale, doi banchieri, un agent de asigurare, un contabil, un dentist, un farmacist care venise de la Indianapolis la New York pentru a urma cursul, un avocat care venise din Havana cu scopul de a se pregăti să susțină un discurs important de 3 minute. Primul vorbitor a purtat numele celt de Patrick O'Hare. Născut în Irlanda, el făcuse doar 4 ani de școală, a ajuns în America, a lucrat ca mecanic, apoi ca șofer. Totuși, acum avea 40 de ani, avea o familie tot mai numeroasă și avea nevoie de mai mulți bani, astfel încât a încercat să vândă camioane. Suferind de un complex de inferioritate care, așa cum s-a exprimat, îl chinuia de zi de zi, trebuia să se plimbe încolo și încoace în fața unui birou de vreo 10 ori înainte, să aibă destul curaj pentru a deschide ușa. Era atât de descurajat ca agent de vânzări, încât se gândea să se întoarcă la munca manuală într-un serviciu de mașini, când într-o zi a primit o scrisoare care îl invita să participe la cursul de eficiență în vorbire al lui Dale Carnegie. Nu a dorit să participe, s-a temut că va trebui să se întâlnească cu mulți absolvenți de facultate, că va fi ne la locul său. Soția sa, disperată, a insistat să participe, spunându-i: îți poate fi de folos, Pat. Dumnezeu știe că ai nevoie de curs. El a mers la adresa unde urma să se țină întâlnirea și a stat pe trotuar 5 minute până să găsească suficientă încredere în sine pentru a intra în sală. Prima dată când a încercat să vorbească în fața celorlalți, era amețit de frică. Însă pe măsură ce au trecut săptămânile, teama de public i s-a risipit și a descoperit curând că îi plăcea să vorbească, cu cât mulțimea era mai mare, cu atât era mai bine. I s-a risipit totodată teama față de oameni și de superiorii săi. Le prezenta ideile sale, iar după scurtă vreme a fost promovat în cadrul departamentului de vânzări. A devenit un membru prețuit și foarte plăcut al companiei sale. În această noapte, la Hotel Pennsylvania, Patrick O'Hare a stat în fața a 2500 de persoane și a dezvăluit vesel, exuberant, realizările sale. Audiența a râs în hohote. Puțini oratori profesioniști i-ar fi putut egala performanța. Următorul care a luat cuvântul, Godfrey Mayer, era un banchier cu păr grizonat, tata 11 copii. Prima oară când a încercat să vorbească în clasă, s-a blocat de-a dreptul. Mintea sa a refuzat să funcționeze. Povestea sa e o ilustrare vie a modului în care spiritul de lider gravitează în jurul persoanelor care pot vorbi. Lucrase pe Wall Street, iar vreme de 25 de ani trăise în Clifton, New Jersey. În acea perioadă nu și-a asumat niciun rol activ în afacerile comunitare și cunoștea poate 500 de oameni.
La scurtă vreme după ce s-a înscris la cursul lui Carnegie, a primit nota de plată și s-a înfuriat cu privire la ceea ce el considera a fi sume nejustificate. În mod obișnuit, ar fi rămas acasă și ar fi fiert în suc propriu, ori s-ar fi descărcat plângându-se vecinilor. În schimb, în acea seară, și-a pus pălăria pe cap, a mers până la întâlnirea din oraș și a explodat în public. Ca rezultat al acelui discurs, cetățenii din Clifton l-au îndemnat să candideze pentru un post în Consiliul Municipal. Astfel încât, timp de săptămâni întregi, s-a deplasat de la o întâlnire la alta, denunțând irosirea resurselor și extravaganța. Au existat 96 de candidați pe posturi. Când voturile au fost numărate, surpriză, numele lui Godfrey Mayer conducea în clasament. Aproape peste noapte, el a devenit o figură publică printre cei 40.000 de indivizi ai comunității sale. Ca rezultat al discursurilor sale, și-a făcut de 80 de ori mai mulți prieteni în 6 săptămâni decât fusese capabil să-și facă în 25 de ani. Iar profitul său pentru postul de consilier orașenesc a echivalat cu o marjă de profit de 1000%, de 10 ori mai mult, pe an, în raport cu investiția sa în cursul Carnegie. Un al treilea vorbitor, șeful unei mari asociații naționale de producători alimentari, a povestit cum a fost incapabil să se ridice în picioare și să-și exprime ideile la întâlnire ale Consiliului de Conducere al directorilor. Ca rezultat al faptului că a învățat să gândească pe cont propriu, s-au întâmplat două lucruri uimitoare. A fost ales președinte al asociației sale, iar de pe acea poziție a fost obligat să se adreseze întâlnirilor de pe tot cuprinsul Statelor Unite. Fragmente din discursurile sale au fost reproduse în știrile Associated Press și tipărite în ziare și publicații comerciale din întreaga țară. În 2 ani, după ce a învățat să vorbească eficient, a primit mai multă publicitate gratuită pentru compania sa și produsele acesteia decât fusese capabil să obțină cu un sfert de milion de dolari cheltuiți pe publicitatea directă. Acest vorbitor a recunoscut că ezita să îi sune la telefon pe cei mai importanți directori executivi din Manhattan pentru a invita la masa de prânz. Dar ca rezultat al prestigiului pe care l-a obținut cu discursurile sale, aceiași oameni l-au sunat ei înșiși, l-au invitat la masă și i-au cerut scuze pentru că îi răpesc din timp. Abilitatea de a vorbi e o cale rapidă către succes. Ea pune persoana în lumina reflectoarelor, îi ridică capul și umerii deasupra mulțimii. Iar persoanei care poate vorbi acceptabil îi se conferă de obicei meritul pentru o abilitate cu mult mai mare decât cea pe care o posedă în realitate. În rândul națiunii a început să ia amploare o mișcare în favoarea educației persoanelor adulte, iar cea mai spectaculoasă forță a acestei mișcări a fost Dale Carnegie, un bărbat care a ascultat și a evaluat mai multe discursuri decât oricare alt om. Conform unei benzi desenate realizate de către Believe It or Not, Ripley, el a realizat critica 150.000 de discursuri. Dacă suma totală nu te impresionează, amintește-ți că asta a însemnat aproape câte un discurs pe zi de când Christopher Columb a descoperit America și până în prezent. Sau, pentru a ne exprima altfel, dacă toți oamenii care au vorbit înaintea lui ar fi folosit doar 3 minute, i-ar fi luat 10 luni de ascultat zi și noapte ca să-i audă pe toți. Cariera lui Dale Carnegie, plină de contraste, a fost un exemplu frapant al ceea ce poate realiza o persoană când e obsedată de o idee originală și dă dovadă de un entuziasm ardent. Născut într-o fermă din Missouri, situată la 10 mile de o cale ferată, el nu a văzut niciodată un automobil până la vârsta de 12 ani. Totuși, în momentul în care a împlinit 46 de ani, era familiarizat cu cele 4 colțuri îndepărtate ale lumii, după ce călătorise peste tot, de la Hong Kong la Hammerfest, odată ajungând mai aproape de polul nord decât se apropiase amiralul Byrd, cu baza de explorare Little America de polul sud. Acest băiat din Missouri, care odinioară a cules căpșune și a tăiat scaieți pentru 5 cenți pe oră,
a devenit instructorul extrem de bine plătit în arta oratoriei de către directorii unor mari corporații. Cowboyul de altădată, care însemna cu fierul înroșit vaci și viței și călărea în vestul Dakotei de Sud, a plecat ulterior la Londra pentru a organiza spectacole sub patronajul familiei regale. Acest tânăr, care a înregistrat un eșec total în primele 6 ori când a încercat să vorbească în public, a devenit mai târziu managerul meu personal. O mare parte din succesul meu s-a datorat instruirii primite de la Dale Carnegie. Tânărul Carnegie a trebuit să lupte pentru a obține o educație, pentru că situația sa materială era mereu austeră la vechea fermă din nord-vestul statului Missouri, iar ghinioanele se țineau lanț. An de an, apele râului 102 creșteau, inundând lanurile de porumb și luând cu ele baloturile de fân. Anotimp după anotimp, porcii se îmbolnăveau și mureau de holeră, piața de vite și catâri intra în declin, iar banca amenința să le vândă ferma pentru neplata ipotecilor. Dezamăgită, familia a vândut tot și a cumpărat o altă fermă în apropiere de State Teachers College, în Warrensburg, Missouri. Cazarea și masa puteau fi obținute în oraș cu $2 pe zi, însă tânărul Carnegie nu și le putea permite, astfel încât a rămas la fermă și a făcut naveta călare 3 mile până la colegiu în fiecare zi. Acasă, mulgea vacile, tăia lemne, hrănea porcii și studia verbele din limba latină la lumina unei lămpi cu petrol, lampant, până când vederea îi se tulbura și începea să moțe. Chiar și atunci când se culca la miezul nopții, punea soneria ceasului la ora 3 dimineața. Tatăl său creștea porci de rasă, Duroc Jersey, și exista un pericol pe durata nopților geroase ca purceii tineri să moară înghețați, astfel încât aceștia erau puși într-un coș, acoperiți cu pânză groasă de sac și așezați după soba din bucătărie. Treziți de necesitățile lor naturale, porcii cereau o masă caldă la ora 3 dimineața, astfel încât, atunci când se declanșa soneria, Dale Carnegie se ridica cu greu de sub pături, ducea coșul cu purcei afară la mama lor, o aștepta să-i hrănească, după care îi aducea înapoi la căldura sobei din bucătărie. Existau 600 de elevi la State Teachers College, iar Dale Carnegie era unul dintre cei care nu își putea permite să stea în oraș. Era rușinat de sărăcia care îl obliga să călărească înapoi la fermă în fiecare seară pentru a mulge vacile. Îi era rușine de haina sa, care era prea strâmtă, și de pantalonii săi, care erau prea scurți. Dezvoltând cu repeziciune un complex de inferioritate, a căutat o metodă mai rapidă de a se remarca. A observat curând că existau anumite grupuri la colegiu care se bucurau de influență și prestigiu, jucătorii de fotbal și de baseball, precum și băieții care câștigau concursurile de dezbateri și de discursuri publice. Conștientizând faptul că nu avea înclinație către atletism, s-a decis să câștige unul dintre concursurile de discursuri. A exersat în șa, galopând spre colegiu și înapoi, și a exersat discursurile în timp ce mulgea vacile, după care urca un balot de fân în hambar și cu mare avânt și gesturi largi, perora în fața porumbeilor înspăimântați pe diverse teme cotidiene. Însă, în ciuda seriozității și pregătirii sale, s-a confruntat cu eșecuri repetate. Avea la momentul respectiv 18 ani, era sensibil și mândru. S-a descurajat și a devenit atât de deprimat încât s-a gândit la sinucidere. Apoi, dintr-o dată, a început să câștige nu doar un concurs, ci fiecare concurs de oratorie din colegiu. Alți colegi l-au rugat să îi învețe și pe ei și au câștigat. După ce a absolvit colegiul, a început să vândă cursuri prin corespondență fermierilor care locuiau pe dealurile nisipoase din statele Nebraska și Wyoming. În ciuda energiei și entuziasmului nelimitat, nu a reușit să se remarce. A devenit atât de descurajat încât a mers în camera sa din hotelul Alliance, Nebraska, în mijlocul zilei, s-a aruncat în pat și a plâns de disperare. Tângea să se întoarcă la școală, tângea să se retragă din lupta dură a vieții, însă nu putea. Astfel încât s-a hotărât să meargă în Omaha și să obțină o altă slujbă. Nu avea bani pentru un bilet de tren, astfel că a călătorit într-un tren de marfă,
rănind și adăpând cai din două vagoane în schimbul costului călătoriei. După ce a sosit în Omaha, a găsit un loc de muncă ca vânzător de slănină, săpun și untură pentru Armour & Company. Teritoriul său de lucru se întindea de la regiunile aride până la ținutul indian din Dakota de Sud. Și-a acoperit teritoriul călătorind cu trenurile de marfă, cu trăsura și călare și a dormit în hoteluri pentru imigranți, unde singurul perete despărțitor între camere era o pânză de muselină. A studiat cărți despre vânzări, a îmblânzit cai sălbatici, a jucat poker cu indienii și a învățat cum să colecteze banii. Apoi, când un proprietar de magazin nu a putut plăti cu bangheață slănina și jambonul comandate, Dale Carnegie a luat o duzină de perechi de pantofi de pe raftul său, i-a vândut oamenilor din tren și a trimis chitanțele la Armour & Company. El mergea adesea cu trenul de marfă pe o distanță de 100 de mile zilnic. Când trenul se oprea pentru a descărca marfa, alerga în orașul respectiv, vizita 3 sau 4 comercianți, își primea comenzile, iar când fluiera locomotiva, fugea repede pe străzi până la gară și sărea în trenul aflat deja în mișcare. În decurs de 2 ani s-a ocupat de un teritoriu neproductiv aflat pe locul al 25-lea și l-a propulsat pe primul loc între toate cele 29 de autostrăzi ce duceau către ieșirea din Omaha. Conducerea de la Armour & Company s-a oferit să-l promoveze spunând: "Ai realizat ceea ce părea imposibil." Însă el a refuzat promovarea și a demisionat, a plecat la New York, a studiat la American Academy of Dramatic Arts și a făcut turnee în țară jucând rolul doctorului Hartley în piesa Polly of the Circus. Nu va egala niciodată talentul lui Booth sau lui Barrymore. A avut bunul simț de a-și da seama de asta. Astfel încât a revenit în sfera vânzărilor, comercializând automobile și camioane pentru Packard Motor Car Company. Nu se pricepea deloc la mașini și nu se simțea atras de domeniu. Teribil de nefericit, s-a silit zilnic să-și îndeplinească sarcinile. Dorea să aibă timp pentru studii, pentru a scrie cărți pe care visase să le scrie încă din colegiu, astfel încât și-a dat demisia. Urma să-și petreacă zilele scriind povestiri și romane și predând ca profesor într-o școală serală pentru a se întreține. Predând ce anume? Privind în urmă și evaluându-și studiile din colegiu, a văzut că instruirea în discursul public a contribuit în mai mare măsură la încrederea în sine, curajul, atitudinea și abilitatea de a se întâlni și a interacționa cu oamenii decât o făcuseră toate celelalte cursuri la un loc. Astfel încât le-a cerut celor de la școlile YMCA din New York să-i ofere șansa de a organiza cursuri în domeniul discursurilor publice pentru oamenii de afaceri. Poftim să faci orator din oamenii de afaceri? Absurd! Oamenii de la YMCA știau asta. Ei încercaseră să deruleze astfel de cursuri și au eșuat de fiecare dată. Când au refuzat să-i plătească un salariu de $2 pe noapte, a fost de acord să predea pe bază de comisiuni și să primească un procent din profiturile nete, în cazul în care urmau să fie generate profituri. Iar după 3 ani, au ajuns să-i plătească $30 pe noapte pe baza acelui contract în loc de 2. Cursul a luat amploare. Alte școli, YMCA, au auzit de el, apoi alte orașe. Dale Carnegie a devenit în curând un elogiat profesor de cursă lungă, acoperind orașele New York, Philadelphia, Baltimore și ulterior Londra și Paris. Toate manualele erau prea academice și lipsite de simț practic pentru oamenii de afaceri care se îngrămădeau la cursurile sale. Datorită acestui aspect, a scris o carte intitulată Public Speaking and Influencing Men in Business, care a devenit un text oficial al tuturor școlilor YMCA, după cum și al American Bankers Association și al National Credit Men's Association. Dale Carnegie a afirmat că oamenii pot vorbi atunci când se enervează. El a spus că dacă îl pocnești pe cel mai ignorant om din oraș în obraz și îl dobori la pământ, el se va ridica în picioare și va vorbi cu o elocvență, ardoare și emfază, care ar rivaliza cu cea a oratorului de faimă mondială, William Jennings Bryan, la apogeul carierei sale.
A susținut că aproape orice persoană poate vorbi acceptabil în public dacă are încredere de sine și o idee care îi fierbe în minte și se cere exprimată. Modalitatea de a dezvolta încredere în sine, a explicat el, e să faci lucrul pe care te temi să-l faci și să acumulezi un număr de experiențe de succes. Astfel încât, el și-a forțat fiecare participant la curs să vorbească în cadrul fiecărei sesiuni de lucru. Publicul e înțelegător. Toți membrii săi se află în aceeași barcă și, printr-o practică constantă, ei dezvoltă un curaj, o încredere și un entuziasm care se transferă în discursurile lor private. Dale Carnegie ți-ar spune că și-a câștigat existența în toți acei ani, nu prin predarea discursului public, aceasta a fost o activitate secundară. Sarcina sa principală a fost să ajute oamenii să-și depășească temerile și să-și dezvolte curajul. A început prin a organiza un curs aproximativ despre discursul public, dar studenții care au participat erau bărbați și femei de afaceri. Mulți dintre ei nu mai văzuseră interiorul unei săli de clasă vreme de 30 de ani. Majoritatea își plăteau taxa de studiu în rate. Doreau rezultate și le doreau rapid, rezultate pe care le puteau folosi în ziua următoare, în cadrul interviurilor de afaceri și în discursurile susținute în fața unor grupări. A fost nevoit să fie rapid și practic. În consecință, a dezvoltat un sistem de instruire care e unic, o combinație frapantă de discurs public, abilități în vânzare, relații umane și psihologie aplicată. Fără să se lase dominat de reguli stricte, a dezvoltat un curs care e la fel de real ca pojarul și de două ori mai amuzant. Când cursurile luau sfârșit, absolvenții înființau un club propriu și continuau să se întâlnească o dată la două săptămâni, mulți ani după absolvire. Un grup de 19 persoane din Philadelphia s-a întâlnit de două ori pe lună, iarna, vreme de 17 ani. Membrii clasei călătoresc frecvent câte 50 sau 100 de mile pentru a participa la întâlniri. Un student obișnuia să facă naveta în fiecare săptămână de la Chicago la New York. Profesorul William James de la Harvard obișnuia să spună că persoana medie își dezvoltă doar 10% din abilitățile sale mentale latente. Dale Carnegie, ajutându-i pe oamenii de afaceri să-și dezvolte potențialul latent, a creat una dintre cele mai semnificative inițiative din domeniul educației persoanelor adulte. Lowell Thomas, 1936.